Bună dimineața, fetelor! Vă salut la canal Frumuseții Vârste Elegante. Vreau să vă zic că acum am venit de la tenis de dimineață și vreau să vă spun că un pic fața s-a înroșit, am transpirat, acum mă voi demachia, un pic mă voi toniza tenul cu apă micelară și cu apă termală de la Vichy și vom aplica o mască expres. Urmăresc, știți că am mai publicat măsculițe expres de înălbire de dimineață și v-am menționat ca să nu pierdem din timp, să economisim din timp, luăm chiar și să nu ne complicăm jumătate de ou cu albuș, a rămas acolo, albuș, iată se întinde și astăzi vom face această măsculiță în această jumătate de ou. Voi lua o lingură de ceai de praf de grâu încolțit. Puteți să înlocuiți grâul încolțit cu făină de ovăz și voi adăuga ulei de măsline. Această mască ne va revigora, ne va liniști tenul după sport și ne va întări capilarele. O mască expres care o aplicăm pe față doar până la 5 minute. Și iată, am luat așa o linguriță de punem un ou ușor aici, adăugăm ulei de măsline, doar o linguriță, o să torn la ochi și vom amesteca bine, 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 bine. Și chiar dacă nu mergeți la sport, dimineața o mască expres e binevenită pentru revigorare. Și iată, eu amestec aici chiar cu această piriuță. Deci, grâul încolțit conține grupa de vitamina B, vitamina E, un antioxidant puternic, un ingredient, o vitamină foarte, foarte utilă pentru tenul nostru. Și vom aplica pe 5 minute doar să simțim că ne strânge. Îndată ce simțim că ne strânge, înlăturăm. Dacă vreți ca masca expres, aplicați un strat foarte ușor, nu uitați și zona de decolte, nu uitați zona gâtului. Dacă doriți o mască mai de lungă durată, aplicați 2-3 straturi și sub pleoape. Așa, bine, bine, bine. Albușul de ou are un efect de lifting și de hrănire, iar uleiul de măsline ca emolient pentru tenul sensibil și cuperozic. Dacă aveți un ten gras mix, puteți adăuga și suc de lămâie. Iată cum vedeți, aproape toată masculița am folosit-o, am mai rămas pe funduleț aici și ok. Îndată după ce mă va strânge, o voi înlătura cu infuzii de ceai verde. Am preparat ceai verde pe care îl voi bea după înlăturarea măștii. Și apoi o obluțiune cu apă rece și suntem în formă. Să aveți o zi frumoasă, vă iubesc, vă îmbrățișez și să aveți și timp pentru sănătatea tenului vostru. La revedere, pe curând! Am avut nevoie doar de 5 minute ca să-mi revin după tenis. Vă voi atașa linkurile măștelor expres în descriere. Bam, ba-pup!